Salutare, first player! Ghiși ce a deblocat băiatul Spirit în Dead by Daylight Mobile. Vrăjitoarea asta Spirit mi-a făcut multe probleme când eram Survivor și hai să vedem dacă ne face probleme și ca killer. Văd că se mișcă foarte rapid și încă îi învăț abilitățile. Am tot jucat Dead by Daylight Mobile și am uitat un lucru important pe care mi l-a zis cineva legat de jocul ăsta și anume, băi, sunetul e foarte important la joculețul ăsta. E prima oară când capturez cu softul telefonului, Asus ROG Phone 2, în loc de DU Recorder sau altceva. Am făcut o vrajă acum care nici măcar nu știu ce face. Uite-l pe nemernic, s-a băgat în boscheți. Putem să-l căsăpesc. Unde n-ai bofi? Urme de sânge sunt pe aici, dar nu știu unde duc. Opa! Sunt pe treabă, băieții. Nu e nimeni pe aici. Dar văd urme de gamer. Oare ceva în ăsta? Nope, topoare. Trebuie să iau și eu unul. Îmi place că asta are o... Are o lamă fix pe lăbuță. Ia să stricăm noi asta. Și am mai luat niște puncte. Trebuia să-l căsăpesc pe ăla când am avut ocazie. Cu lama aia. Sunt curios cum vi se pare calitatea înregistrării față de DU Recorder și de Omelette Chat. Măcar nu mai avem un watermark pe ecran. De la de neam prost. Mamă, ce e aici, frate? Porci, vaci, laci, carcalaci. Mamă, merge asta la turație maximă. Știi ce creatură ar fi bună în jocul ăsta? Un fel de samurai creepy. Ia să vedem. Hopa! Nemenici ăștia fac treabă. Păi, trebuia să-l lovesc eu pe ăla la început. Gata, ești mâncat. Ești mâncat, nu prea pun de să ieși. Actually... Unde sunteți, mă? Serios, lângă mine, așa? Voi faceți mișto de mine? Caterinca. Hai că pe ăsta l-au aproape rezolvat. Uite, văd aici niște urme de sânge. Să vedem unde s-a dus. Se duc în partea asta. Deci gigelul meu trebuie să fie pe aici. Și urmele se opresc aici. Unde e, mă, gigele? Incredibil. Până acum sunt mulțumit de spirit asta, că are viteză mare. Asta pot să o laud. În același timp, nu-mi place că nu prea găsesc pe ăștia. Știu să joace. Mamă, deci pot să merg și mai repede acum. Ah, deci cam asta ar fi abilitatea ei șmecheră. Pot să merg foarte rapid. Hai, mă, băieți, mă. Punem și pe noi, punem și noi pe cineva pe cârlig. Mă, mânc un generator. Și încă unul. Bă, ce Dumnezeu! Unde sunteți, frate? Bă, fantastic. Te-am prins, ești mâncat. Ești mâncat. Aha.
Cum ne-ai ajuns în partea alta? Bă, asta face mișto de mine. Bă, ce viteză are. Păi să mor de înțeleg ceva. Foarte tare personajul ăsta. L-am pierdut deja. Asta a fost... Ia uite-o. Te-a lovit... Mamă, ce katana avem. Eu am crezut că avem doar... chestia de pe gheruță. Mamă, e plin de urme pe aici. Mamă, mamă, fix în fața mi-a dat-o. Unde să fie? Foarte tupeis personajul ăsta. S-a băgat aici. Bă, deci ești nesimțită. Deci chiar ești nesimțită. M-aș fi băindus în eroare o chestie aia. Păi, nu pot să cred. Incredibil. Și ceilalți gameri unde sunt? Cred că am jucat-o cam prost pe asta. Trebuia să-l captez pe ăla din prima la început și aia era. Văzusem o urmă roșie acolo. Interesantă abilitatea asta Phase Walk, dar adversarii mei sunt buni de data asta. Ce faci, bă? Mamă, i-a căzut aia în cap. Cum pot să o iau de aici? Ah, așa. A luat-o de fund. That's hashtag me too. Mișto că la personajul ăsta se bate mai puțin decât la altele. La cârlii cu tine. Ce melodie s-a țipat, a țipat. N-am mai văzut până acum personajul ăsta. Asiatic, feminin, arțăgos. Ia să spargem asta. Dbr Crina. O fi româncă? Crina? Bă, jocul ăsta are foarte mulți români. Dbr Crina. Bună Crina. Frumos nume. Cred că cu puterea asta o să pot să-i văd pe ăștia mai bine. Pe unde-or fi ei. Apropo, mi-a zis cineva că ești pedepsit dacă campezi. Poți să fii banat de producătorii jocului dacă campezi. E pe bune? Sounds a bit weird. Nu tu urme de sânge. Cred că pe Crin au scos-o de pe Cârlig. Opa! Mamă, mamă, mamă. Unde e asta? Unde e asta? Băi, fițar, jocul de râs. Bă, ce alergă? Unde ești, mă? Hai, mă, du-te repede. Te-ai dus de te-ai rupt. Se presupune că puterea o să mă ajute, nu o să mă încurce. Păi ce ceva? Pa, oho! Mamă, cât sânge! Și pe aici niște urme de sânge. Și pe aici. Și pe aici. Ia uite cum alergă. Pe unde a luat-o acum, că nu mai găsesc urme. Aha. Bă, cum a fugit, mă. Incredibil. E o strategie asta cu să fugă în tine. Hai, mă. Ce ai făcut, bobiță? Nu poți să scap la infinit.
Aha, s-o crezi tu? Am învățat și o șmecherie asta. Deja nu te mai văd. Bă, nici urme de sânge nu lasă. Donde estás, puta? Hai că ești rănită. Unde e, mă? Bă, de să-mi bat piciorul în camera asta de mobil. N-am noroc. Mă, m-a speriat corbul ăla, mă jur. Să nu-ți bați piciorul în camera de pe mobil? Care a luat-o razna? Dacă eram pe PC, era altă treabă. Parcă văd că scapă ăștia toți. Ga, scapă, scapă, scapă porci. Ieși hatch, ieși bișire. N-am ce să le fac. Poate măcar să prind unul din ei. De colecție, așa. Ce faci, bre? Ce faci, bre? Unde crezi că pleci? Unde crezi tu că pleci? Opa! Lasă-mă să te pun pe cârlig. Nu fi rea. Așa. Să vedem cine te ajută acum. Ăștia vor să scape pielea. Umblați la generatoare, că degeaba umblați. Hai că am dat pe lângă. Nu mai plânge. Și că nu-i bine ce fac eu aici, că campez. Așa că o să încerc să nu mai fac. Dar nu pot să mă abțin. Ah! Eu când fac puterea specială, îmi las personajul în urmă și mă duc, opa. Pe cine avem noi aici? Pe cine avem noi aici? A fugit. Ce momeală infectă. Cred că m-am omit ca să poată să scape cineva pe crina. A murit crina. Tocmai românca noastră. Păi măcar n-am plecat și eu cu mână goală din jocul ăsta. Vreau să văd ce face puterea asta, că inițial eu credeam că doar mă mișc repede, dar am văzut că îmi las și o dublură în urmă. Lil Nico. Mai sunt doi care n-au ieșit încă. Ce Dumnezeu e chestia asta? Hai să vedem ce se întâmplă acum. Uite, mi-am lăsat o dublură acolo. Și cam atât. Ciudat. Find the exit. Well, easier said than done. Îmi place personajul ăsta, Spirit. Sunt curios ce rezervă Nurse, că mi-amintește de Silent Hill puțin. Băi, ce-a fugit aia, mă? O lovitură dacă mai dădeam. Nimeni pe aici? A, uite încă o ieșire în partea aia. Oare ce se întâmplă când expiră timpul ăla? Ia uite, asta nu e deschisă. Știu eu cum pot să o deschid eu, teoretic. Și primeam nu știu ce power-up. Ar fi mișto să... Time's up! Nu-mi spune că i-am bătut pe aia. Prin neprezentare 3-0.
Deci cam 15 minute durează meciul. Ce tare! Dacă proștii nu sunt stare să iasă, am câștigat. Am făcut 3 victime, fără să mă chinui. Ok, deci Dâbâr Crina, crina noastră românca, știe să joace. Vă că avea multe abilități. Bă, îmi pare rău de voi. Chiar îmi pare rău de voi. Cum naiba să nu poți să găsești ușa? Am deblocat un perk. Cam ăsta e personajul. Hai să vă zic cum puteți să luați fără să cheltuiți bani. Fără hackerii, hackerel, piraterii și alte nebunii. Fiți atenți aici, deci. Mergeți la personaje. Și vedeți, am aici character unlock. Îți dă niște bilete pe care poți să le activezi. Asta, free tickets. E de unlock și poți să joci cu el moca, 24 de ore. Ăla și pe Scream, dar ăsta nu merge. Pe asta am deblocat-o eu. The Spirit, The Plague, The Legion. Demigorgonul nu merge cu destea. The Huntress merge. The Pig nu merge. The Shape nu merge. The Hag, sunt curios să încerc. Și asta sunt cel mai curios. Plus The Wraith. Bun, o să mai joc cu Spirit în cele 23 de ore rămase și să văd ce mai deblochez. Să văd ce abilități mai învârte și ce puteri mai are. Ia să vedem ce face puterea asta. De fapt, nu asta, pe tocmai am deblocat-o. Îi văd pe aia care sunt moribunzi la 20 de metri distanță. Interesant, cam atât la firstplay.ro. V-am învățat cum să jucați cu Spirit și cu alte personaje moca. Chinuită rău fata asta. Și hai să vedem dacă pot debloca cu bilete și survivori. Da, pot. Jake Park, Nea Carlson și Ace Visconti. Bun, cam atât la first play, mai facem gameplay cu Dead by Daylight. Keep on playing, motherfuckers. Bye bye.